Bună seara din nou. Această seară voi continua finalizările din intrarea la un picior cu doborâre. Ajung jos cu adversarul. După ce ajung jos cu adversarul, să nu mai puneți la piciorul ăsta prin copsa. La piciorul celălalt, pășesc peste el. Fac o dată rapid, după care am să explic. Ajung jos, prin copsa, pășesc. Am să fac încerc ca să explic. Intru, ia sus, duc jos pe adversar, tot știm cu tot. Ajung în poziția aici, cu adversarul. Ca să nu mai scot picioarele afară, să pierd timpul. Deci, bag mâna sub copsă la piciorul lui stâng, pășesc peste, duc adânc, închei, închei de picior. Varianta la primul procedeu, varianta la al doilea. Intru, schimb, duc jos, mă las pe spate, iau tot pe. Fac încerc să mă opresc la picior să arăt cum să explic cum se prinde călcâie. Aici. Ajung în poziția asta aici, la fel ca înainte. Blochez, mă las jos, îi țin genunchiul cu mâna mea stângă, îl trag puțin, apăs, iau călcâie, brațele în priză. Acum o să explic unele dintre greșelile care se fac după ce ajung jos. Se ajunge jos și când se lasă pe spate omul, la fel ca înainte, nu închide tu genunchii. Dacă nu închide genunchii, el poate să pășească peste. Așa ești ajuns peste mine. Te-ai dus? Să ajungă să nu poată să pășească el, când mă las jos, trebuie să blochez foarte bine. Blocaj, sau pășesc cu piciorul peste, pe ce am pășit, duc umărul meu în spate, să iasă călcâiul lui, când iasă călcâiul. Țin să menționez că toate procedeele care le execut împreună cu colegul meu, Nicu, este forma mea cum execut eu procedeele. Acum fiecare sportiv execută procedeele în felul lui.